dat seama că am făcut multe alegeri din frică și că alegerile din oportunitate sunt alegerile în care, de fapt, tu nu înseamnă că renunți sau că omori ceea ce ai făcut, ci construiești pe ceea ce ai făcut. Dar împingi un pic contextul, împingi lucrurile pe care le-ai realizat până atunci într-o zonă de disconfort. Și disconfortul este cumva pare din schimbare, nu poți să negociezi asta, adică nu prea poți să faci schimbare fără disconfort. Invitata mea este Irina Pencea. Irina este Chief Marketing Officer al EMAG, unul dintre partenerii strategici ai Vast & Curious. Am fost curioasă să înțeleg cum arată EMAG pe dinăuntru. Un grup cu peste 7.000 de oameni, afaceri de aproape 2 miliarde de euro și din primăvara acestui an cel mai valoros brand românesc. Acest episod este parte dintr-o serie de 4, care explorează diferite părți ale companiei, părți care apar rare ori la vedere, dar care fac să funcționeze această mașinărie uriașă, din ce în ce mai prezentă în viața noastră de zi cu zi. Am vorbit cu Irina despre cum a luat decizia de a pleca din propriul ei business pentru a conduce marketingul EMAG, despre frică și oportunitate ca cele două mecanisme importante care ne conduc alegerile. Veți afla, de asemenea, despre puterea unei povești bine articulate de a mișca oamenii și organizațiile și despre cum să lucrezi cu o echipă pentru a scoate la lumină ideile bune și creativitate. O parte importantă din discuția noastră este legată de cum poți înțelege schimbările prin care trec clienții tăi și aspirațiile care îi animă pentru a lua decizii de business. Irina are două decenii de experiență în advertising, a cofondat două agenții, Jam Session și Jazz, și din iulie 2022 conduce marketingul EMAG. În episodul anterior din această serie despre bucătăria EMAG, îl puteți asculta pe Tudor Manea, CEO, într-o conversație despre principiile strategice pe care este așezată și funcționează organizația. Vă recomand episodul din 28 iunie 2022. Dacă ar fi să păstrez un singur principiu din discuția cu Irina, l-aș alege pe acesta. Să alegem mai degrabă drumurile care deschid oportunități decât cele care ne feresc de riscuri. Bună, Irina! Bună, Andreea! Bun găsit! Ce faci? Bine, bine te-am găsit! Mă bucur să ne întâlnim! Aș vrea să începem această discuție care o să, probabil că o să meargă în multe locuri, de la cum creăm povești până la povestea ta și credințele tale. Dar aș începe dintr-un loc, de la o poveste pe care mi-ai spus-o și care mi-a dat de gândit. Și e o poveste legată de frică și oportunitate și cum alegi, ce alegi între una și cealaltă. Dacă e ok, aș vrea să începem cu această poveste și momentul în care ți-ai pus problemă. Da, intrăm direct în pâine, așa, cum te știu. E un leitmotiv din ultimii ani ai vieții mele, tema asta a alegerilor și cum facem alegerile în viață. Am avut norocul, zic eu, de câțiva ani încoace, cred că sunt vreo, nu știu, poate 3-4 ani, să conștientizez și să realizez și să pot să schimb ceva în modul în care fac alegerile în viață. Și mi s-a întâmplat într-un moment în care am avut niște pierderi în viață, atunci când înveți să alegi, atunci când cumva îți dai seama ce nu ai ales, ce ai ales. Că atunci când îți propui ceva să alegi ceva și mergi pe drumul ăla, cumva totul se duce spre direcția în care tu ți imaginai. Când pierzi anumite părți sau persoane sau experiențe din viață, ajungi să te gândești mai bine la ce ai ales și de ce ai ales. Și eu m-am gândit așa că am avut realizarea în câțiva ani că noi alegem de foarte multe ori fără să ne dăm seama că alegem și că alegem de cele mai multe ori să ne păstrăm un status quo. Adică alegem destul de mult compromisuri, alegem să păstrăm ceea ce avem, ne este teamă să schimbăm de multe ori ceea ce avem, deși zicem că vrem să schimbăm și vrem să facem ceva, ne e teamă totuși să ne desprindem de ceea ce facem în fiecare zi, de obiceiuri, de, nu știu, de modul în care odată facem lucrurile și în al doilea rând povestea pe care ne spunem noi nouă despre ce facem. Ce se întâmplă când trăiești în zona asta de compromis și de în care, de fapt, deși zici că ai alege, nu alegi, este că te demotivezi, te frustrezi și ajungi să te simți rău, poate în legătură cu ceva, fără să-ți dai seama de ce. Și asta ne afectează destul de mult și motivația și performanța și dacă avem norocul fie ca noi să avem acest self-awareness, să ne dăm seama când se întâmplă asta sau dacă avem norocul să avem lângă noi oameni care ne ajută să facem asta. Mă rog, în cazul meu am avut
noroc un final de a avea niște experiențe din care am învățat, chiar dacă la prima vedere nu păreau neapărat cele poți mai plăcute. Ai fi ok da. Să spui da, despre sunt, ce vorbești? Sunt mai, au fost cumva o serie de evenimente în viața mea și din toate părțile. Primul și probabil cel mai important a fost moartea mamei mele, care s-a întâmplat acum câțiva ani și care cumva mie mi-a adus foarte multă m-a făcut să realizez foarte mult alegerile pe care ea le-a făcut și nu le-a făcut, pentru că în momentul în care s-a dus, mă rog, a fost bolnavă de cancer, am aflat destul de târziu de boala pe care o avea și ea a aflat și am avut, cred că, o lună de zile de la momentul în care am aflat până când s-a dus. Și în perioada aia știu că a fost foarte o perioadă foarte intensă pentru mine, pentru că cumva am conștientizat toate regretele ei. Și asta m-a făcut să înțeleg mai bine modul în care ea s-a raportat la viață și ce a regretat că nu a făcut. Și pentru mine a fost o lecție foarte mare, pentru că nu realizasem asta despre ea până atunci. Nu apucasem să cunosc latura asta a ei, pentru că încerca tot timpul să ne arate că e tot în regulă, ca orice părinte normal, responsabil. Să nu cumva să vedem noi copiii ei că avea și greutăți sau poate că avea și regrete. Și am realizat că s-a dus cu niște regrete și mi-am dat seama că îmi doresc să nu trăiesc experiența asta și că îmi doresc să fac lucrurile care sunt importante pentru mine și să fac alegerile care contează, chiar dacă ele aduc uneori un disconfort. Și asta a fost o primă poveste în zona personală. Apoi am avut și în zona profesională o persoană importantă cu care am lucrat și care a ales să nu mai lucreze alături de noi, pentru că nu se întâmpla ceea ce ne doream să se întâmple. Nu ne ieșea ceea ce ne doream să se întâmple. Și, mă rog, a primit o oportunitate în altă parte și în momentul ăla am stat de vorbă și mi-a zis, uite, noi am vorbit că facem asta și că mergem acolo și că ne dezvoltăm așa și, uite, în realitate nu se întâmplă asta, dar să știi că nu se întâmplă pentru că sunt anumite lucruri pe care le facem în continuare și care ne țin pe loc. Și am zis, dar nu e adevărat. Și a zis, bă, da, e adevărat, tu poate nu-ți dai seama. Și am zis, ok. Ca și de, momentul ăla, adică de exemplu, faptul că nu schimbam un mod de lucru, nu schimbam echipele, nu mă uitam la oameni într-un fel cu adevărat realist. Aveam credința că se va întâmpla, deși era clar că pentru unii din oamenii din echipă alegerile erau diferite, dar eu, pentru că vreau să fim împreună și să fim împreună ca echipă și să reușim ca echipă, cumva am ținut de asta, convinsă fiindcă e cel mai bine și pentru toți, adică și pentru mine și pentru ceilalți, mai că nu era neapărat așa. Și în momentul ăla mi-am dat seama, magică, da, exact, în care eu încercam cumva să țin, să credeam că fac bine și credeam că asta este aliniat cu ceea ce îmi doream și am realizat că nu este așa. Și cumva atunci mi-am dat seama că eu încercam să păstrez ceva, dar în același timp să schimb ceva. Asta nu se poate, adică e foarte greu să păstrezi și să schimbi adică ceva. Să păstrăm armonia, timp, da. Dar să lucrăm să păstrăm complet armonia, diferit. Să păstrăm confortul tuturor, dar să obținem un rezultat radical diferit. Și în momentul ăla mi-am dat seama că, da, am făcut alegerea din frică, pentru că mi-a fost frică să nu schimb armonia. Și nu am făcut alegerea din oportunitate, oportunitatea de a transforma pe echipa, contextul, tot în ceva diferit, nou, la nivelul și în felul în care ne doream și îmi doream să se întâmple. Și cumva mi-am dat seama că am făcut multe alegeri din frică. Și că alegerile din oportunitate sunt alegerile în care, de fapt, tu nu înseamnă că renunți sau că omori ceea ce ai făcut, ci construiești pe ceea ce ai făcut. Dar împingi un pic contextul, împingi lucrurile pe care le-ai realizat până atunci într-o zonă de disconfort. Și disconfortul este, cumva, pare din schimbare, nu poți să negociezi asta. Adică nu prea poți să faci schimbare fără disconfort, oricât de mult ți-ai dori. Da. Nu poate să fie ceva valid. Și atunci, asta mi-am dat seama că dacă e să dezvolt, dacă e să cresc, dacă e să ajung mai departe, să merg la un nivel mai sus, trebuie să aleg și calea mai dificilă, atât pentru mine cât și pentru cei din jur. Și am început să fac asta pe mai multe paliere din business, de la alegerea clienților, la alegerea echipei, alegeri care să fie benefice pentru toată lumea în final, dar nu în felul ușor, ci în felul probabil mai dificil, adică a fost cu provocări pentru toți. Adică s-a întâmplat să adică, alegi da, să ne despărțim de clienți? Am ales să ne despărțim, da, pentru că nu era cea mai bună potrivire. În final sunt sigură că a fost bine pentru toți, cu siguranță pentru noi ca business a demonstrat la momentul ăla că a fost benefic, business-ul a crescut și că am reușit să găsim parteneri cu care să ne potrivim și mai bine. Da, deci cumva am ales, deși a fost o schimbare, a fost ceva greu, am ales să fac acest lucru și asta a dus la rezultate mai bune decât
dacă nu făceam asta. Sunt curioasă dacă există vreo întrebare anume pe care o pui atunci când ești în fața unei situații, în așa fel încât să-ți dai seama dacă, în așa, care să te ajute să faci alegerea. Da, mă întreb ce simt legat de lucrul respectiv, dacă simt bucurie sau simt anxietate. Când simt bucurie, deci când simt că un lucru mă încarcă și că poate să existe învățare, când simt că este stimulată curiozitatea, înseamnă că alegerea este din oportunitate. Când simt că se poate produce o valoare suplimentară, ceva nou, când simt că este de învățat ceva nou, înseamnă că e oportunitate. Când simt anxietate că asta va fi dificil, că se va schimba și asta va fi greu pentru mine sau pentru cei din jur, atunci este o alegere din frică. Și cumva încerc să mă uit la ele destul de simplu, să-mi dau seama ce mă încarcă și ce mă descarcă, pe scurt. Și pe mine, când sunt o fire destul de curioasă, mă încarcă să descoperi și să învăț lucruri noi. Și de asta, cumva, asta îmi dictează mai departe alegerea. Dacă simt că e ceva de învățat și asta e valabil și pentru echipele în care lucrez și culturile pe care fie le-am format împreună cu partenerii mei în agenție, fie aleg să fac parte din ele, cum e cazul și culturii de la EMAG, contează foarte mult să simt că pot să învăț cu oamenii cu care sunt lângă mine. Da, presupun că asta este totuși e un anumit nivel de stres. Dacă este, tot timpul căutăm lucrurile care, următorul nivel, căutăm tot timpul oportunitatea de după confortul în care tocmai ce suntem. Spune-mi câteva lucruri despre cum gestionezi tu asta, cum îți păstrezi energia, cum îți gestionezi stresul care vine cu aceste provocări. Fac sport, e simplu. Fac sport pentru că asta mă ajută să mă echilibrez fizic. Îți curăță capul, pur și simplu, nu știu cum energetic, să descriu fizic, altfel. În primul rând fizic, adică momentul în care elimini, ca zic așa, toată tensiunea pe care o ai în corp cauzată de stres, te ajută să te descarci și poți să te încarci cu lucruri bune. Eu, de exemplu, alerg în pădure și ascult podcasturile tale. Deci, simplu, fac o încărcare și o descărcare în același timp. Alerg, consum energie și mă încarc mental și psihic și emoțional cu poveștile oamenilor cu care tu vorbești. Și asta e ceva care e un moment al meu, așa, cum să zic, personal și care mă încarcă în weekend. Mă duc sâmbătă și duminică, alerg în pădure și e un moment de încărcare maximă, deși fizic e un consum. Putem să facem un promo cu tine, ceva, alergând prin pădure? Da? Ne dai voi? Nu știu, dar atunci când alerg pot să povestesc la fel de frumos. Da? Vizual cu tine alergând în pădure și cumva te încurieți? Am poze frumoase din pădure, că mă mai opresc apropo de uite, lucrurile care te încarcă când e greu. Alerg și de multe ori sunt obosită și nu e chiar ușor. Și mă lovește modul în care lumina cade printre copaci. Și, păi, efectiv, mă opresc că trebuie să fac o poză. Pot să mă abțin și îmi dau seama în momentul ăla că, uite, am ales să vin aici, deși poate aș fi dormit încă un pic, dar am ales să vin aici și uite ce am descoperit. Și apropo de când e greu ce faci și cum reușești să treci prin disconfort, pentru că e un disconfort, da, cauți bucurile din drum, de pe drum. Eu nu cred că noi ar trebui să facem schimbări și să trecem prin perioade care sunt doar rele, grele și să luptăm pentru un promised land, pentru ceva care vine la sfârșitul drumului, ci trebuie să ne încărcăm pe drum. Dacă nu ne încărcăm pe drum, nu putem face efortul ăsta. De asta îți spuneam că pentru mine alegerea din oportunitate vine din bucuria descoperirii, din curiozitatea pe care o am. Dacă eu simt că în drumul ăla greu este un drum în care am ceva de învățat, că descoper ceva nou, asta mă alimentează să merg mai departe. Cu siguranță drumul în sine va duce către o, nu știu, o materializare, o culminare a tot lucrurilor pe care le-am învățat. Dar pe drum am nevoie să mă încarc. Și asta înseamnă că trebuie să fii și atent un pic, ca să poți să vezi. Trebuie să fii atent să vezi să nu te descarci, să-ți dai seama când ajungi în momentele în care totuși... Nu, să vezi și pe drum. Și să vezi și adică pe drum. Da, exact ce spuneam de ce se întâmplă lumină. În pădure și exact asta m-a frapat și cred că am poze aproape de la fiecare tură de alergare, pentru că, deși am văzut pădurea de atâtea ori, mi se pare fascinant și mă opresc așa deodată și îmi dau seama, uite, încă o dată am văzut cum cade lumina printre copaci. Cum faci acest lucru, această concentrare pe lucrurile care sunt pe drum atunci când ești lider de echipă? Cu oamenii. E foarte complicat când ai un ritm destul de alert să poți să faci și asta.
Cum reușesc sau cum încerc să fac asta, până la urmă depinde foarte mult de cum o primesc ei, dar cum încerc eu să fac asta este odată dând un sens drumului și dându-le tuturor instrumentele ca să poată face asta și ei individual. Adică să observe, da, etape, adică și eu cred așa că oamenii, da, oamenii trebuie să, sau mă rog, nu, așa suntem noi structural, ca oameni avem nevoie de o motivație, în primul rând, motivație care vine din credințele noastre, din sensul pe care îl dăm lucrurilor. Dacă noi înțelegem de ce facem un lucru și vrem să-l facem, ne vom găsi calea să-l facem într-un fel în care ne încarc. Și atunci, cred că rolul meu în echipă și în leadership în sine înseamnă să ofer acest context, să înțeleagă oamenii de ce. Uh-huh. Nu neapărat să înțeleagă ce să fac, ci că de ce asta să găsesc facă ei. Asta găsesc ei, da. Uh-huh. Și probabil că are legătură și cu faptul că am construit uh-huh. și am făcut parte din culturi foarte versatile și diverse, cu oameni foarte diferiți, care cu siguranță nu ar fi putut aplica aceleași metode. Adică chiar dacă ar fi fost să definesc eu, uite, asta e metoda, da. Sau asta este modelul și vă toți să-l folosiți pe asta, n-ar fi funcționat. Eu cred în leadership-ul care pleacă din sens, care pleacă din motivație, să înțelegem cu toții problema, definirea problemei. Hai să vedem cu ce avem noi de-a face aici, de ce suntem noi aici și ce vrem să rezolvăm. Alegem cum vrem să rezolvăm asta ca direcție și unde vrem să ne ducem, plecăm de aici, te ducem acolo, trebuie să fie o alegere comună. Modul în care ajungem acolo este important să reflecte aportul fiecăruia, adică fiecare dintre noi se pricepe la altceva, că de-aia suntem într-o echipă diversă și fiecare își va defini un model care ne duce acolo, însă scopul trebuie să fie comun și mai e important să mai fie ceva comun, ceva care ține de valori și de comportamente, modul în care interacționăm între noi. Cum ne comportăm pe drum, da, procesele, dacă vrei, așa că încerc să nu... N-aș vrea să folosesc termeni foarte corporatiști. Dar nu ești corporatist. Care înseamnă, până la urmă, modul în care ne comportăm unii cu alții. Uite, când ne întâlnim, facem întâlniri, cum ne comportăm în întâlniri unii cu ceilalți. Uh-huh. Când ne trimitem mail-uri pe subiectele astea, cum ne comportăm. Când discutăm cu colegii noștri, ce facem? Ne povestim contextul sau le spunem fă asta? E foarte important și are legătură cu acest mod de a face lucrurile. Și apoi cred că da, fiecare își definește modelul lui și lucrează pe modelul lui atât timp cât el construiește la un drum comun și către o direcție comună. Dacă vorbim de zona asta de echipe și de leadership, tu ai lucrat, cred că, aproape toată viața ta profesională în advertising. Da, în comunicare, în agenții am lucrat de 23 de ani. Și 11 ani ca fondator de agenție. Antreprenor. Mm-hmm. Zona asta, domeniul ăsta este cunoscut pentru capacitatea lui de a atrage personalități foarte puternice, diverse, oameni creativi. Oamenii creativi sunt foarte greu de așezat așa într-o logică managerială și corporatist a lucrurilor. Sunt curioasă ce ai învățat așa ca principii despre a produce rezultate și a construi un business cu oameni care sunt, știi, ca și cum ai încerca să mâni o turmă de pisici. Da. Nu e chiar corectă comparația. Mi se pare foarte... Adică în sensul care toată lumea pleacă, fuge în direcția în care crede că e bine. Și în comunicare, în advertising, în agenție, sunt oameni creativi, dar nu sunt doar oameni creativi. Absolut. Da. Eu, dacă vrei, nefiind o persoană care să se ocupe de creație în agenție, da, domeniul este unul creativ, dar rolul meu a fost unul mai degrabă de business, să-i spunem, într-o zonă un pic mai pragmatică, mai concretă, mai rațională. Am învățat așa că e foarte important unul să construiești echipe diferite, pentru că altfel o să-ți iasă ceva repetat. La un moment dat aveam discuția asta cu partenerii mei, noi suntem o fabrică de pantofi sau ce suntem? Nu suntem o fabrică de pantofi, putem să lucrăm sistematic și repetat la fel. Noi avem nevoie să stimulăm reinventare de procese și modele pe fiecare proiect aproape în parte, ceea ce este nu deloc un lucru ușor. Și atunci, ca să faci asta, ai nevoie de oameni diferiți. Avem nevoie să înțelegem că rolul nostru, unul față de celălalt, este să ne acoperim unghiurile moarte. Ce nu vede unul, să vadă celălalt. Asta funcționează foarte bine pe un fundament de încredere. Și asta este ce au nevoie oamenii creativi și nu numai oamenii creativi. Cred că orice high performer de orice natură are nevoie să își poată
pune amprenta personală, dar să simtă că are încredere în ceilalți membri ai echipei. Să știi că atunci când ești cu ei, poți să te expui, poți să fii vulnerabil. Creativitatea este foarte mult despre a naște copii și ai omorâ de fiecare dată ca mai copiii fiind idei. Și atunci când tu ți expui sufletul pe tavă cu fiecare idee pe care o naști, trebuie să ai încredere în cei din jur că chiar dacă o omoară cum ar veni, chiar dacă au lucruri de spus împotriva ei, o vor face cu bună credință, nu o vor face cu răutate. Și atunci încrederea este fundamentală într-o echipă și asta cred că se păstrează în orice business, nu doar în businessul creativ. Când ceea ce contează pentru business este să pui foarte multă valoare, ai nevoie de această încredere în echipă ca oamenii în fața cărora tu expui ceea ce produci ca și valoare vor aprecia și vor ști să trateze cu abordare constructivă acel lucru. Deci asta e o dată foarte importantă. Apoi zona și cumva zona de vulnerabilitate de care am vorbit. Apoi ce mai este foarte important într-un domeniu creativ este această miză personală și să-i lași pe oameni să simtă că e al lor. Să simtă că business-ul este business-ul lor și că își pot pune amprenta și că cumva o iau într-un fel personal, în sensul în care sunt reprezentați de ceea ce se întâmplă în business-ul respectiv și să fie mândri că au pus umărul la asta și că îi reprezintă pe ei. Te ajută foarte mult să aduci ce mai bun din tine când tu simți că acel loc este ca al tău. Și în antreprenoriat e cheie. Pentru mine e singurul fel în care știu să lucrez. Din păcate nu știu altul. Adică nu am avut norocul să lucrez întotdeauna în cultura antreprenorială și înainte să iau parte din proiectul antreprenorial pe care l-am cofondat și înainte și după, iată acum, întotdeauna am ales o cultură antreprenorială pentru că asta mi-a oferit posibilitatea de a-mi pune amprenta și de a simți că este și ca business-ul meu, cum ar veni. Și pe de altă parte, mi-aduc aminte, sper că mi-aduc bine aminte, că îmi vorbeai despre nevoia ta de adrenalină. Da. Împrinată cu curiozitatea, am sentimentul că e predestinare pentru zona antreprenorială. Da, cred că este. Eu m-am simțit. Meserie extremă, știu eu. Meseria asta pe care mi-am ales-o eu, nu e extremă în sensul fizic, dar e foarte intensă. Adică e intensă pentru că în comunicare, în zona de marketing, de brand, lucrăm cu emoțiile oamenilor. Și ca să lucrăm cu emoțiile oamenilor, nu putem decât punând emoțiile noastre pe masă, la bătaie. Și asta face ca ceea ce producem noi să fie foarte intens. Adrenalina vine din faptul că mi-a plăcut să aleg această cale nebătută sau nedescoperită sau fără multe plase de siguranță, în care m-am descoperit ceva trecând prin disconfort, trecând prin greu sau alegând calea dificilă. Dacă vorbim de frică și frica ta de alegerea pe care nu o faci cumva, care e mai mare decât frica de disconfort, și dacă vorbim de oportunitate, te-aș întreba, deci după 11 ani de coproprietar de agenție, te-ai hotărât că următorii ani, câți ți-ai calculat că vor fi, o să fie într-o corporație, în EMAG, care e o corporație antreprenorială. Poți să vorbești pe scurt sau pe mai lung despre care a fost procesul tău de decizie? Da, procesul a început cu un parteneriat. Noi am lucrat împreună de cam un an de zile cu EMAG, propriu zis. Am ajuns să lucrez cu EMAG lucrând înainte cu alte branduri și business-uri din grupul EMAG. Am pus umărul la construcția brandului Taz încă de când era foarte mic și s-a lansat la apă și am început să comunicăm împreună și am făcut campanii destul de memorabile, zic eu. A fost un brand care a crescut foarte mult și din cultura antreprenorială din companie, dar și printr-un marketing foarte curajos și rebel ca spirit. Și acolo am contribuit și noi ca echipă din agenție. Apoi am lucrat împreună la lansarea brandului Freshful, care este încă un bebeluș. Încă un bebeluș, îi spunem. Mai e chiar un bebeluș, a început să meargă pe picioare din ecosistemul EMAG. Și acum un an de zile am început să lucrăm pentru EMAG. Cred că în lumina lucrurilor pe care le reușisem pe Taz, am primit această invitație de a lucra împreună ca agenție de brand.
să construim brandul EMAC în toată comunicarea, în tot ce ține de comunicare, și am început să lucrăm. Rolul meu a fost unul destul de strategic, mai să spunem de consultant. Am început să lucrăm destul de mult cot la cot în dezvoltarea viziunii de brand, de comunicării, planului de comunicare, strategia de marketing și mai departe. Și la un moment dat am realizat că oricum era ceva care îmi plăcea foarte mult, mi se părea foarte, foarte dinamic business-ul, m-a atras să învăț foarte multe lucruri noi, mi se pare că sunt foarte multe lucruri de învățat dintr-un business extrem de divers și de versatil. Și la un moment dat am primit propunerea de a veni aici ca să pot construi mai departe acest drum. Și mi-am dat seama că... Cum a sunat propunerea? Cine ți-a făcut? Tudor, CEO-ul companiei, mi-a făcut propunerea de a veni să preiau partea de marketing. Deci el știa foarte bine că tu ai business-ul lucram tău, împreună, că ai da, a venit da, și ți-a zis, știi da, ce, a fost, tu a să fost o propunere neașteptată pentru mine, cu siguranță. Da, da, e, adică faptul că i-a trecut prin cap treaba da, asta exact, e exact. Interesant. Ai formula corectă. Da. Exact asta a fost și în capul meu. A fost foarte neașteptată. Am stat să dorm un pic pe ea, adevărat, după ce am trecut peste momentul surprinderii, dar cumva mi-am dat seama că făceam asta de ceva vreme, că ceea ce făcusem împreună și împreună cu echipa din agenție și cu echipa de aici pusese bazele unui drum care mai departe putea să crească foarte frumos. Am realizat că echipa din agenție totodată se descurcă foarte bine pe tot ce înseamnă business-ul din agenție și fără o implicare foarte mare din partea mea. Și mi-am dat seama că ar putea fi un pas care să fie benefic tuturor. Eu am de învățat foarte multe, descoper ceva nou și este un domeniu pe care are nivelul de adrenalină care îmi place mie. Și în egală măsură, lucrez în continuare cu echipa din agenție, echipa de aici deja o cunoscusem, deci cumva mi s-a părut că ar putea fi un drum natural mai departe și un drum în care să ne dezvoltăm cu toții către mai bine. Și da, este o decizie neașteptată, într-adevăr, știu asta, apropo de a face alegeri care sunt din oportunitate și nu din frică. Mi-am dat seama că foarte multă lume se va întreba despre această decizie, de ce a fost făcută, dar mi-am dat seama în egală măsură că atâta timp cât simt acea bucurie a descoperirii, a învățării și simt că se poate crea o valoare, e o alegere corectă. Și până una alta, așa s-a dovedit a fi. Te-ai gândit vreun moment că ai să regrezi dacă nu încerci lucrul ăsta? Bineînțeles. Și e cineva care ți-a zis că ai nebunit, că da, asta nu e vreo... multă lume. Pe bune. N-am știut asta. Da, dar multă lume mi-a spus, dar pentru, nu, că? Pentru că e neobișnuit. Nu, dar argumentul a fost că... Argumentul a fost făcut că o greșeală un antreprenor... Pentru că? Nu că am făcut, că o să regret. Că un antreprenor nu se va acomoda într-o structură corporatistă. Eu nu simt atât de mult că e o corporație. Este într-adevăr o companie foarte mare. Asta e adevărat. Ca size față de echipa și... Da, dimensiunea ei pe care am construit-o eu în agenție, însă la nivel de cultură este foarte apropiată. Adică oamenii sunt destul de mult calați pe aceleași principii, dar este mult mai complex să lucrezi cu atât de mulți oameni deodată și să poți să ții aceste principii într-un sistem atât de mare. Dar principiile sunt aceleași și astea au fost și cele care mi-au dat mie încredere că voi putea construi aici ceva frumos. Ai întrebat înainte oameni și te-au sfătuit să nu faci pasul ăsta sau ți-au spus după? Mi-au spus după. Au fost foarte mulți oameni surprinși de decizie. Cei cu care lucram deja n-au privit-o destul de natural. Cei cu care începusem să lucrez, pe care i-am cunoscut și aici, echipa cu care astăzi lucrez în fiecare zi, echipa din agenție care știa cumva cât de implicată sunt în acest parteneriat și cumva... A fost această alegere de a nu ține cont de părerile celorlalți, ci de a face ceea ce simt că mi-aduce bucurie și simt că poate crea valoare adăugată pentru toată lumea. Și dacă ar fi să spui în câteva cuvinte, așa cum vezi tu jobul tău în organizație, care e? Jobul meu în organizație e foarte diferit de ce face organizația per se. EMAG este o companie de tehnologie, un retailer care vinde prin instrumente de tehnologie. Adică datele și tehnologia sunt esența business-ului.
Eu vin dintr-o lume care operează cu idei, cu emoții, cu senzații, vin dintr-o cu totul altă lume și rolul meu este să iau și să traduc aceste servicii, aceste produse, aceste soluții tehnologice în ceva care poate fi ușor de înțeles de către oameni și care poate intra natural și ușor în viața lor. Deci dacă vrei, rolul meu este să pun emoție peste date și să le traduc oamenilor într-un limbaj în care ei pot înțelege și transmiți oamenilor, când spui oamenii, vorbești de exterior. Da, când vorbesc, de, vorbesc de clienți și de oamenii, de stakeholderi, să-i spunem, da, audiențele de diverse tipuri pe care le are brandul, să se conecteze, să înțeleagă ce înseamnă brandul și să aibă până la urmă o motivație de a interacționa. Că vorbim de cumpărare sau că vorbim de a lucra într-un parteneriat sau că vorbim de a lucra pentru brand. Cum definim împreună ce este brandul EMAG? De ce este un brand pe care vrei să-l ai în viața ta. Cam asta a fost primul pas și mai departe, de ce vrei să-l ții lângă tine? De ce vrei să ai o aplicație în telefon pe care să o deschizi când ai nevoie de ceva? De ce ai încredere în brandul ăsta? Și așa mai departe. Deci, cumva, rolul ăsta de a transforma în idei, în emoții, în lucruri intangibile, tehnologia care este foarte tangibilă și foarte științifică, să-i spunem. Asta este jobul meu. Și cum putem prin asta să creștem business-ul aducând mai mult oameni alături de el? Adică asta presupune cumva că tu, de fapt, stai de partea cealaltă a poveștii. Adică tu stai în locul în care trebuie să înțelegi oamenii din partea cealaltă. Clienții, stakeholders, clienții și oricine altcineva care intră în categoria stakeholder, de la, nu știu, poate autorități până la... Cam toată lumea care intră în contact cu business-ul și cu brandul EMAG, că asta înseamnă cum toți stakeholderii cu care noi operăm și rolul meu este să plec de la ei. În egală măsură am nevoie să înțeleg business-ul, pentru că nu pot pleca doar de la ei și să mă opresc la partea business-ului și dacă vrei această plajă foarte largă, care pleacă de la cifre foarte concrete, de la date și noi stăm foarte mult în analiză de cifre și de date în fiecare zi în munca noastră, până la ce simt oamenii, emoțiile pe care le simt, motivațiile pe care le au, nevoile pe care le au, toată această trecere este jobul meu sau face parte din jobul meu. Și e ceea ce îmi place, adică este o diversitate sau o versatilitate extraordinar de mare. Hai să vorbim puțin despre, poate, un exemplu real, dacă vrei, despre cum construiești o poveste care să... Ce fel de poveste? Păi uite, povestea de brand, dacă vrei. Nu, care să ajungă la oameni, ca o poveste care... Povestea autentică, în primul rând, și o poveste care să le producă o schimbare în viața lor. Cam asta e ce face un brand. Este ceva ce îți vorbește pe limba ta, simți că este pentru tine, și vrei să faci lucruri împreună cu acel brand, să-l consumi în felul în care se consumă brandul respectiv. Da. Asta e ce, până la urmă, în marketing, în comunicare și în toată partea de brand, cam asta ne dorim, să influențăm viața oamenilor și să putem produce o schimbare în bine pentru ei. Mi se pare foarte interesant ca proces, dacă vrei, cum pleci de la ceva, care este o organizație care face niște lucruri, cum spui tu, date, în cazul EMAG. Produse, dezvoltare de tehnologie, dezvoltare de noi platforme, dar până la urmă, e complicat, adică oamenii nu vibrează deloc cu lucrurile astea. Și mi se pare foarte interesant procesul prin care pleci de la realitatea unei organizații și ajungi într-un punct în care vorbești în așa fel încât clientul tău să înțeleagă, să fie mișcat, să... Spune-mi puțin povestea acestei ultime direcții, cea mai recentă direcție, care se numește Căutarea nu se oprește niciodată. Să o desfacem un pic în bucățele. Hai să spunem un pic drumul, pentru că mi se pare că reflectă bine povestea asta. Am plecat de la oameni, în primul rând. Și primul pas pe care l-am făcut a fost să înțelegem prin ce trec oamenii. În momentul în care noi ne-am apucat de lucru la subiectul ăsta, a fost finalul anului trecut, începutul anului ăsta, în care eram încă în pandemie. Da. În care trecusem prin destul de multe schimbări și am vrut să înțelegem ce simt oamenii, ce stare de spirit au oamenii, ce își doresc.
Știam deja că EMAG îi ajutase foarte mult în timpul pandemiei, pentru că a fost soluția, să-i spunem, salvatoare, care le-a adus acasă produsele după care ei nu se mai puteau duce, fiind restricționați în diverse feluri în casă sau temători să iasă din casă, să nu se îmbolnăvească. Și atunci, da, brandul a ajuns la cote foarte înalte, de asta a fost și declarat cel mai valoros brand din România anul ăsta, pentru că a fost o soluție salvatoare într-o perioadă foarte complicată și complexă pentru oameni. Da. Și ne-am pus problema, ok, cum ducem mai departe brandul și cum ne găsim noi un sens în viața oamenilor, indiferent ce se întâmplă, că este pandemie sau nu este pandemie. Care e sensul brandului nostru pentru oameni? Și ne-am uitat la ce au nevoie oamenii și pentru asta ne uităm la studii. În general, ne uităm foarte mult la studii. Plecăm din foarte multe analize. Deci întrebarea în a fost asta, acum că se termină pandemia, nu, cum susținem povestea asta? Nu, a fost chiar înainte să se termine pandemia. Nu ne-am pus problema că se va termina sau nu pandemia, ci în acest context pe care l-am văzut până acum, de schimbare din ultimii ani, pe ce ne putem ancora brandul pentru viitor, indiferent că este pandemie sau nu este pandemie. Da, și cred că e importantă întrebarea de plecare. Da, pentru că la momentul în care noi ne-am apucat să lucrăm la brand, nu se terminase pandemia. Asta e important de spus și nici nu puteam ști că se va termina într-o lună, în două, în cinci. Deja am învățat asta în ultimii trei ani, că nu mai putem pune un termen de expirat. Tocmai de aia era foarte important să înțelegem mindset-ul oamenilor și pentru asta ne-am uitat la un studiu al trendurilor, să-i spun, care țin de cultură, de mindset și de motivație al oamenilor în ultimii ani. Este un studiu făcut de Unlock Research, se cheamă Hunters, și care e făcut în fiecare an. L-am văzut și ediția din anul 2021 și cea din anul 2022, ele fiind razate în decembrie din anii precedenți, deci în decembrie 2020 și după în decembrie 2021. Și am văzut așa, că erau o serie de trenduri care se vedeau unele într-o creștere mai accelerată decât altele. Și două ne-au atras atenția fiind relevante pentru rolul pe care noi îl aveam. Unul se referea și a fost în creștere în primul an de pandemie mai mult, care se numește reshaping existence în engleză, această remodelare a existenței, a modului în care noi ne trăim viața și care este un trend în auto creștere fulminantă în paralel cu stadiile prin care noi am trecut de acceptare și de adaptare la pandemie. Ne-am schimbat viața, am început să stăm acasă, să lucrăm de acasă, a fost o foarte mare schimbare. Nu mai ieșeam în oraș, ne mai îmbrăcam, ne mai cumpăram lucruri de ieșit afară, stăteam în casă, ne luam pijamale, sport, aparate de alergat și așa mai departe prin casă. După care nu ne mai vedem cu prietenii, ieșeam în fiecare seară la restaurant sau, nu știu, fiecare săptămână a trebuit să rămânem în casă. Ne duceam la mama și la tata să mâncăm o dată pe săptămână, nu ne mai ducem acum, pentru că asta înseamnă că îi putem îmbolnăvi sau expune la riscuri. Deci foarte, foarte multe lucruri din ritualurile noastre s-au schimbat și prima reacție pe care oamenii au avut-o în primul an de pandemie a fost de adaptare concretă la această nouă realitate. Această redefinire a modului în care ne trăim viața a fost primul trend și oamenii au făcut față cu greu, dar au reușit să se adapteze. Iată, toți am învățat să lucrăm de acasă, acum nu mai vrem să ne întoarcem la birou. Am învățat să ne îngrijim și ne-a plăcut să ne descoperim acest timp în care stăm doar noi înșine, noi cu noi înșine, și ne-am găsit soluții prin care să trăim această viață redefinită. EMAG este una dintre ele și ne-am dat seama că pe acest trend EMAG a crescut foarte mult în anii de pandemie, exact pentru că a fost soluția pentru un nou stil de viață. Da. A mai fost un trend însă care a venit cumva în siajul acestui trend și care a fost, dacă vrei, sâmburele, esența. Dacă primul a fost un trend mai de formă, să-i spunem, ăsta de care vorbim acum este un trend mai de spirit și care se cheamă emotional independence sau maturizare sau independență emoțională. Și este un proces prin care noi am trecut cultural. Suntem o societate probabil în adolescență, care se află în anii de adolescență, pentru că noi am început să ne formăm pe noile principii după Revoluție și trecem prin acest proces de atunci. Suntem o cultură dependentă social și de comunitate și de familie. Pentru noi contează foarte mult să ne sprijinim pe cei din jur, să avem încredere în ei, să ne ajute, ne ducem să mâncăm la părinți, stăm cu părinții până la o vârstă înaintată, ne dau bani să facem una alta, au grijă de copiii noștri, și așa mai departe. Deci suntem foarte
într-o cultură de familie foarte strânsă, m-a amuzat foarte tare că România este țara de unde copiii pleacă cel mai târziu de acasă. Da. Și Italia mai cel mai târziu. România și Italia. Cred că în Italia chiar un pic mai târziu decât la noi. Nu mai știu, oricum. Băieții mult mai târziu decât fetele. Da, și nici nu ești împins să pleci de acasă. Părinții vor să te țină, vor să spună găciula în cap la 20 de grade bunicii, deci știm foarte bine care sunt practicile culturale pe care le avem. Deci independență emoțională. Deci cumva, noi suntem crescuți pe dependență, nu pe independență. Suntem crescuți dependenți de părinții noștri, dependenți de un sistem extern. Și cam asta a fost viața noastră ca și un copil foarte mulți ani și recent am început să ne descoperim individualitatea și să trecem prin această etapă de adolescență, zicem, prin care ne definim cine suntem și ne desprindem de părinți, ne desprindem de acest cum să zic, părinte la care eram mufați, de grup, de familie, dependența de grup. Ceilalți de care aveam nevoie să fim mufați astfel încât să considerăm că avem o șansă să trăim. Și ce s-a întâmplat în pandemie este că aceste legături au fost tăiate. Și au fost tăiate brusc și fără drept de apel. În ce sens? Nu a fost o decizie asumată de eu vreau să fim independent și de aceea nu mă mai duc la mama. Nu, eu nu m-am mai dus la mama pentru că era foarte periculos pentru mama, era o situație de viață și moarte, nu te mai duceai la mama sau la tata sau la cei dragi ca să nu-i îmbolnăvești, să nu-i expui la risc. Și atunci nu puteai să faci alegerea. Asta ai fost forța să stai acasă. Stând acasă, ai rămas tu cu tine. Rămânând tu cu tine, ai început să spui întrebări, dar eu cine sunt, dar de ce am nevoie de mama, tata, bunica, prietenii mei, de ce trebuie să mă întâlnesc de fiecare dată cu cineva, de ce am nevoie de altcineva fizic ca să pot să îmi dau seama cine sunt, să pot să mă descarc, să pot să mă încarc și așa mai departe. Și neavând pe acel cineva lângă noi sau având pe o cale digitală, pentru că asta s-a întâmplat, am folosit mult social media, am folosit mult canale de comunicare, de la distanță, dar am fost forțați să stăm cu noi înșine și am învățat să fim noi cu noi înșine și să fim mai independenți. Din aceste două trenduri cumulate, noi ne-am așezat pe care să fie acea motivație universală pe care noi o putem adresa cu acest brand. Și motivația universală este ceva care pleacă din copilărie, care ne definește pe noi ca oameni și ne face diferiți de animale, și este curiozitatea. Este ceea ce noi vrem să descoperim ca oameni și este ceva care ne mână mai departe și ne face să devenim mai mari și mai maturi. Și această căutare a lucrurilor noi este zona, teritoriul pe care noi ne-am așezat cu brandul și de ce l-am ales. Pentru că acum, întorcându-ne înapoi în lumea datelor și a cifrelor de la EMAG, EMAG este un motor de căutare. Ai nevoie de ceva, intri, deschizi aplicația și scrii acolo un barul de căutare, orice ai nevoie și îți va da niște rezultate. Acest motor de căutare de produse este ce ne-a salvat, iată, în pandemie și ne ajută să ajungem foarte rapid la ce avem nevoie. În esență, noi răspundem căutării oamenilor. Și când spunem că răspundem căutării oamenilor, asta se întâmplă la nivel concret. Am nevoie de pijamale, caut tema, găsesc pijamale, îmi vin acasă. Da. Dar ea răspunde și la, sau stimulează o căutare a oamenilor mai departe de căutarea concretă a produselor și serviciilor. Și de aici a venit acest teritoriu de brand, pe care l-am exprimat prin slogan, dar nu numai prin slogan, ci și prin tot modul în care noi comunicăm, prin care ce facem este să încurajăm oamenii să își caute o viață mai bună, să-și caute alegeri mai bune, să caute schimbare, să caute descoperire, pentru că noi le putem pune la dispoziție instrumentele de care au nevoie foarte simplu. Adică această căutare este ușurată, facilitată de MAG prin tehnologia pe care o pune la dispoziție. Cum îți dai seama, am câteva întrebări aici, cum îți dai seama dacă ăsta e un, dacă într-adevăr ești pe drumul bun? Simți că oamenii reacționează la ceea ce spui și că au o conexiune emoțională și că răspund, încep să vorbească despre asta, de exemplu. Îți dai seama că ai spus simți într-o companie care nu admite decât argumente bazate pe date, nu? Da, dar să știi că și emoțiile se transformă în comportamente. Am spus asta și insist cu asta și cred că până la urmă asta a fost și sensul invitației de a veni eu aici. Înțelegând că nu putem doar cu tehnologie să schimbăm viețile oamenilor și că avem nevoie să înțelegem și motivațiile lor. Ce stă în spatele comportamentelor sunt motivațiile.
Aspirații, nevoi. Aspirație, nevoi, asta ne motivează, adică da. De ceul oamenilor. De unele ce dintre asta? Ele, cum vorbeam înainte să înregistrăm, nici măcar nu sunt conștiente. Nu sunt, da, nu sunt pentru conștiente. Pentru fiecare da. Dintre și noi. Rolul până la urmă pe care comunicarea l-are este să dezvăluie un lucru pe care omul nu-l realiza despre el sau despre viața din jurul lui și pe care să-l, odată conștientizat, să îl dezvolte mai departe în viața lui. Comunicarea asta face, spune niște povești, da, nu în sensul poveștilor de copii, deși sunt probabil foarte relevante pentru modul în care se formează copii, deschide niște uși, o poveste deschide niște uși, e construită pe un insight, pe ceva care se întâmplă în tine, ce tu simți, îți dezvăluie acel insight și te face să îl continui mai departe în viața ta, să termini tu acea poveste. Și asta este o comunicare bună și este un mod în care oamenii se apropie emoțional de brand-uri și ajung să ia decizii de raționale, de cumpărare, de foarte multe ori. Altfel, relația dintre oameni și brand-uri rămâne una tranzacțională. Oamenii pot să te aleagă pentru că astăzi le dai o reducere la ceva sau un discount pentru că au un beneficiu de preț, dar nu te vor alege repetat și nu vor reveni la tine și nu vor avea o conexiune cu tine. Și brand-ul intervine în acest teritoriu în care, da, uite, într-o lume în care toată lumea oferă reduceri, cum ești tu diferit? Astăzi toată lumea, oamenii caută reduceri și toate brandurile dau reduceri pentru că asta este important ca să poată să-și câștige clienții. Cum te diferențiezi? Uite, pentru noi modul în care ne diferențiem este să le punem la dispoziție instrumentele prin care să găsească aceste discounturi în orice tip de nevoie ar avea, orice produs ar căuta. Și atunci când intri la noi în platformă și, sau mă rog, când vrei să-ți cumperi ceva, poți să te duci în, să bați diverse magazine specializate pe diverse domenii sau poți să deschizi aplicația, să cauți acel lucru și sigur vei găsi un produs cu discount, pentru că noi avem o gamă foarte mare de produse și prin asta îi dai un confort și îi dai controlul omului. El are control, nu se mai duce el să urmeze, să caute magazinele, să se bată traficul, să își consume din timpul lui, din viața lui personală, să dedice efort în acea direcție. Nu, scoate telefonul, caută, găsește în toate categoriile produse cu discount din care poate să-și aleagă. Asta este un fel în care tu poți prin serviciu să faci o diferență și înțelegând și comunicând asta oamenilor, poți să le dai o senzație de control pe care ei astăzi simt că au pierdut destul de mult, pentru că într-o perioadă cu atât de multe schimbări, cum e cea prin care trecem acum, și cum a fost și cea de la începutul pandemiei, oamenii simt incertitudine. Da. Și asta este probabil cea mai dificilă emoție cu care trebuie să se descurce. Și în momentul în care înțelegi asta și dai soluții simple care le fac viața mai ușoară, le detensionezi acest lucru. Te întrerupsesem în momentul în care spuneai de unde știi că ești pe direcția bună, de unde știe oricine care face meseria pe care o faci tu într-o organizație că e pe direcția pe care trebuie să fie. Păi, cum măsori poveștile? Noi facem astea? Studii și pentru asta, desigur. După cum spuneam, legătura dintre date și cifre și emoție foarte strânsă. Facem studii constant, în fiecare lună măsurăm brandul, vedem cum se raportează oamenii la brand, vedem ce percepții au, cât de mult este în mintea oamenilor, ce le spune oamenilor, care sunt asocierile pe care le fac și în momentul de față asta vedem, că alegerea de a construi pe această direcție, de a fi o platformă universală de cumpărături pentru oameni care ușurează această căutare, este ceva cu care ei se conectează. Și cumva vedem, avem indicatori specifici de afinitate care ne arată că Îți este vreodată teamă de felul în care această ușurință, acest acces în 3 secunde, din 2 butoane, la orice îți dorești, încurajează comportamente de consum excesiv, încurajează pe oameni să cumpere lucruri de care n-au nevoie cu bani pe care nu iau? Este o ușurință care îți permite foarte ușor să te bași sau să nu te bași cum ar veni. Adică nu este... Totul pleacă de la căutare. Nu ești într-un mediu ca mediul offline în care ești bombardat din toate părțile cu stimul care te fac să cumperi poate mai mult. Gândește cum e când ești la mall. Când ești în aplicație, este o experiență destul de simplă și de directă. Cauți ceva, găsești. Poți să vezi și alte lucruri pe lângă, poți să descoperi și alte produse și servicii, dar nu sunt atât de intruzive. Adică e un proces de căutare, de găsire, de alegere, de cumpărare, care este destul de simplu și nu este atât de
acaparant cum este un mediu offline. Deci îți permite să, după părerea mea, îți permite să opt-in, opt-out nu mai ușor. Adică vrei să cumperi, cumperi. Nu vrei să cumperi, nu cumperi. Este simplu să nu te simți presat în direcția asta. Atunci când te duci într-un mall, de exemplu, probabil că stimulii sunt mult mai puternici decât... Nu m-am gândit la asta niciodată. Da. Fiind atât de simplu, mă gândeam că dimpotrivă sunt încurajat mult mai mult să consum, să cumpăr. Sigur că e foarte bine când ai nevoie de ceva să fie atât de accesibil. Pe de altă parte, da, eu am suspectat tot timpul că explozia online-ului va fi greu de gestionat atunci când îți pui problema dacă să cheltuiești sau nu banii aceia pe ceva sau altceva. Că va veni cu de-astea colaterale. Da, probabil că asta a fost întrebarea pe care oamenii și-au pus-o și înainte să vină mall-ul sau înainte să vină hipermarketul, da, ca și soluții de comerț. Da? Da. În care abundența de produse și tot ce e în jurul lor, de experiențe din jurul lor, diversitatea te va face să cumperi mai mult. Cu siguranță astăzi cumpărăm mai mult decât cumpăram acum 20 de ani, acum 30 și ceva de ani. Gândește-te că în comunism nici nu aveam ce să cumpărăm. E atât de simplu. Adică era alimentarea goală. Da. De unde să cumperi. E clar că acum când ai la dispoziție poți să cumperi mult mai multe. Însă cred că este o linie destul de fină care ține tocmai de această autonomie și de responsabilitate proprie, apropo de de independența emoțională și de maturizare pe care oamenii o pot avea în momentul în care aleg. Și cred că e important să nu fii intruziv, dar să pui la dispoziție instrumentele de care oamenii au nevoie. Dacă îi spune cuiva cam care sunt două, trei lucruri, principii importante atunci când te gândești să construiești această punte de poveste, dacă vrei, de comunicare, de conectare între o companie, un brand și oameni, ce îi spune? Păi primul este de autenticitate. Primul este să înțelegi ce au nevoie oamenii mai departe de ceea ce spun că au nevoie. Această capacitate de a descoperi un insight, o tensiune care să-i miște. Apoi este foarte importantă relevanța, ceea ce le transmiți ca și mesaj să fie ceva ce ei au nevoie, adică să le oferi o soluție de care au nevoie. Și în al treilea rând, coerența și consecvența. Ceea ce le spui să fie coerent. Nu poți să le spui astăzi ceva și mâine cu totul altceva, pentru că ei nu vor ști cine ești în final. Și ca să poată să construiască o relație cu tine, ca atunci când construiesc o relație cu un om, trebuie să, ca acel om să fie într-un fel. Să știi că, uite, omul ăsta e așa, este autentic, e el în felul lui, nu este în toate felurile posibile. Și atunci știi cum, la ce să te aștepți, cum să te raportezi la brandul respectiv, e ca la oameni. Ai spus ceva care îmi pare interesant și aș vrea să te rog să dezvolți un pic. Ai vorbit de tensiunea care mișcă oamenii. Da. Spune mai multe despre... Trebuie să poți să găsești acel lucru pe care oamenii uneori nu-l conștientizează, dar pe care dacă, un buton pe care dacă îl apeși, vei putea declanșa o schimbare în modul în care ei percep lucrurile și apoi modul în care ei fac lucrurile. Nu știu, uite, îți dau un exemplu. Mă gândeam la ideea asta, de știi că ideea că tensiunea creează tracțiune, adică dacă n-ai tensiune, n-ai tracțiune. Da, cumva. Așa este. N-ai tracțiune de ce? Pentru că tensiunea ce înseamnă? Înseamnă că e ceva diferit decât te așteptai. E ceva neașteptat, cum ar veni. S-a întâmplat ceva neașteptat și asta îți atrage atenția. Apoi înseamnă să simți că acolo e ceva pe care tu poți construi. Uite, căutarea nu se oprește niciodată, ca exemplu. Este un mod de a exprima un mesaj care altfel ar fi sunat aici și poți să descoperi orice vrei. Este aproape același lucru. Da, dar căutarea nu se oprește niciodată, spune în egală măsură ceva despre mine, da, cât spune ceva asta, despre asta înseamnă, tine ca organizație. Da, asta înseamnă autenticitate. Înseamnă ca tu să nu vin să fiu intruziv cu cine sunt eu în viața ta, ci să găsesc acel lucru care pentru tine este important. De ce spune ție asta ceva? Înseamnă că pentru tine căutarea e importantă, altfel nu te-ai fi căutat, nu te-ai fi conectat cu ea. Căutarea e importantă de pentru care eu când vin și stimulez ceva care e important pentru tine și îți mai dau și o soluție concretă pentru ea, da, iată, sunt un motor de căutare, atunci lucrurile se leagă și omul transformă acea conexiune într-o acțiune. Și în esență, marketingul și brandul cam asta face, te ajută să convingi un om să facă ceva, să influențezi alegerile
înțelegând modul în care el se simte legat de acel lucru. Vreau să te întreb ceva tot despre frică și frică și inspirație, dacă vrei. Este noi am trăit în ultimul timp, dacă vorbim de ultimii 2 ani de zile, foarte mult în comunicarea despre, în comunicare bazată pe frică. Mă rog, putem să găsim multe exemple, de la comunicarea legată de vaccinare, la comunicarea legată de stat acasă, de purtat măști, de până la comunicarea comercială. Diverse companii, zona asta farmaceutică, da. Mă rog. Ce știi tu sau ce știm sau ce insight ai tu despre această diferență între a comunica bazat pe frică și a comunica bazat pe inspira, dacă vrei. Cred că pleacă din înțelegerea rolului pe care un brand sau noi ca oameni de comunicare îl avem, rolul etic. În momentul în care tu dai mesaje care ajung la extraordinar de mulți oameni, aproape când folosești media, când devii o medie, practic, adică dai mesaje către foarte mulți oameni, trebuie să înțelegi că rolul tău este formator. Ai un rol de a educa oamenii. Și ceea ce spui tu, pentru că spui cu o voce atât de mare, contează și afectează și influențează oamenii. Și din asta, rolul acesta este extrem de important și e foarte bine să nu abuzezi de el. Să nu abuzezi de el într-un sens comercial, care poate să facă bine business-ului tău, dar să facă rău oamenilor, apropo de ce spui tu. Să semeni panică, să stresezi oamenii, să-i faci să se simtă rău sau să simtă anxietate, nu este o soluție prin care să-i convingi să cumpere ceva. Și da, cred că și comunicarea, sau mă rog, de multe ori comunicarea la medicamente are acest păcat, dacă vrei, ne face să ne simțim bolnavi de ceva ce nu suntem bolnavi. Oare n-am și eu boala asta, pentru că am văzut simptomele astea la televizor? Creează și aici nevoie. Creează, da, creează o nevoie, dar creează o nevoie apăsând pe niște butoane negative. Îți creează, te sperie, îți creează anxietate legată de un subiect. Dacă sunt și eu bolnav de asta, nu mai bine îmi cumpăr medicamentul ăsta să nu cumva să fiu, sau dacă sunt să-mi treacă, care este o panică și nu ajută panică. Eu cred că este responsabilitatea noastră să nu semănăm panică, dimpotrivă, să transformăm constructiv orice emoție negativă a oamenii. Și aici de asta spuneam, apropo de contextul ăsta foarte volatil și care îi face pe oameni să se simtă într-o incertitudine permanentă. Rolul brandurilor este să le dea încredere că ei pot să depășească acest moment, nu să îi sperie. Rolul brandului este să-ți spună în momentul în care tu simți că nu controlezi nimic din viața ta, că iată, ai niște instrumente prin care poți controla și ți-arată instrumentele prin care poți alege. Asta este un rol pe care îl ai ca brand și prin care înțelegi că formezi oamenii, că educi, că îi încurajezi să meargă mai departe. Și nu îi sperii, nu încerci să profiți de pe urma lor. Asta înseamnă că dai optimism într-un moment în care oamenii sunt, să-i spunem, speriați, că nu comunici dramatic în momentul în care nu e nimic dramatic acolo și, în general, brandurile comerciale nu prea au de ce să construiască pe o dramă exagerată și, din potrivă, trebuie să construiască speranță, spirit constructiv. De ce trebuie să facă asta? Pentru adică ești destul de categoric, da, atunci da. Când spui că brandurile trebuie să construiască pe pozitiv, să dea încredere, să dea redea controlul, să redea pentru putere. Pentru că avem un rol formator ca comunicatori, ca și, cum să zic, deținători de voci cu putere mare de a ajunge la oameni. Avem un rol formator de a influența oamenii și cred că e important să influențăm constructiv, pentru că asta creează odată și o conexiune mai puternică cu brandul, adică este ceva pozitiv, va ajuta mult mai mult brandul decât ceva negativ, dar și pentru oameni este the right thing to do, este alegerea corectă. Adică de a ajuta să depășească un moment dificil, nu de a-i adânci într-un moment dificil, nu de a-i speria și de a-i face să se simtă neputincios sau, nu știu, anxioși legat de ce pot păți. Și a doua întrebare legată de eficiență. Există vreo dată, vreo orice care să diferențieze între eficiența comunicării de genul frică și a comunicării pozitive? Depinde cum definești eficiența, mă rog, eficacitate în cazul ăsta. Adică depinde de ce rezultate vrei să atingi. Eficacitate, da. Eu cred că frica poate să producă rezultate mai rapide decât abordarea constructivă. Dacă vrei să sperii un om,
atunci când sperii un om, îl vei opri mai ușor din drum. Decât atunci când încerci să-i dai, să-i sufli încredere în el. Însă efectele sunt mult mai rele și pentru om și pentru tine pe termen lung. Acum îl sperii, de câte ori poți să-l sperii. Adică nu poți să folosești instrumentul ăsta în nesfârșit. Deși cred că poate să fie mai rapid, nu cred că este benefic, nu cred că este constructiv. Nu știu să-ți spun studii efectiv, dar din intuitiv și din modul în care văd că reacționează oamenii și în jurul meu și din ce am mai testat noi în studii, sigur reacționează mai rapid la frică. Oamenii se sperie, natural să te sperii rapid și să iei măsuri de panică, dar nu te ajută să ajungi într-un loc mai bun. Da, cred că și acum dacă ne uităm în partea cealaltă, în poate cercetările de psihologie, de cum funcționăm noi ca oameni, pentru că frica este un sentiment care închide, ea nu construiește relație. Și atunci dacă nu construiești relație, probabil că pe termen lung... Când îți este frică, fugi. Asta este reacția naturală. Când îți este frică, fugi. Fie te închizi și în momentul în care te închizi nu mai poți să mai construiești nimic, fie fugi. Acest freeze sau run, că astea sunt reacțiile pe care le avem. Fie te blochezi, fie fugi de situația care ți-a generat acea frică. Și nu cred că un brand își dorește ca oamenii să fugă de vreo situație. Deci, deși poate părea soluția mai facilă, nu e neapărat cea mai bună soluție. Aș vrea să te întreb, pentru că tu ești mai degrabă om de business decât creativ. Și atunci aș vrea să te întreb din perspectiva asta, ce ai învățat despre creativitate în general? Despre ce o stimulează, ce o limitează? Da, aș vrea să vorbesc despre creativitate cu înțelegerea că nu vorbesc despre ea ca despre artă. Deci nu vorbesc despre arta creativă, nu știu, a desena, a picta, a cânta, da? Nu vorbesc despre arte, ci vorbesc despre creativitate care în business se traduce prin proactivitate, prin idei laterale, prin gândire diferită. Ce stimulează creativitatea, indiferent că în ce formă este ea aplicată, din experiența mea sunt câteva ingrediente care duc acolo. Unul contraintuitiv sunt constrângerile. Adică constrângerea este un lucru care duce la creativitate. Ai zice că spațiile deschise, câmpiile, sunt locurile unde poți să te exprimi cel mai liber. Da, numai că de multe ori nu poate n-ai chef, poate te gândești că dacă poți să faci orice, poate nu faci lucrul respectiv. Însă în momentul în care ai un tip de constrângere, dacă tu ești profilul de om creativ, și aici contează foarte mult ce fel de om ești, dacă ești un profil creativ care înseamnă că alege să vină cu ceva nou, alege perspectiva diferită, vei fi stimulat de un soi de constrângere. Și de asta cred că valoarea vine de multe ori în momentul în care ai o adversitate în față, ai ceva greu de depășit, ai ceva nou, ai ceva neașteptat. Deci nu, în orice caz, nu, creativitatea nu vine în confort. Asta este ceva ce am învățat. E un light motiv. Da, este un light motiv, într-adevăr. Apoi, creativitatea este hrănită de această miză personală. Până la urmă, creativitatea sau gândirea laterală e valabil în orice am produce cu mâinile noastre, este despre a-ți exprima un punct de vedere personal. Deci miza personală este foarte importantă. Trebuie să poți lăsa loc exprimării acestei mize personale. În momentul în care vrei ca un om să fie creativ în business, trebuie să-i lași spațiu să-și manifeste creativitatea. Dacă nu are acest spațiu, nu vei primi creativitatea. Să-și manifeste interesele și să-și personalitatea. Să-și manifeste perspectiva lui diferită. Da? Creativitatea ce înseamnă? Eu văd lucrurile într-un fel în care tu nu le vezi. Că altfel, dacă le vedem toți la fel, nu se mai cheamă creativitate, se cheamă standardizare. Da? Da. Creativ înseamnă, sau gândire laterală, înseamnă să vii cu o perspectivă nouă. Să vii cu o perspectivă nouă înseamnă să exprimi, să pui ceva despre tine acolo. Este o miză personală, este ceva care te exprimă pe tine și pentru asta ai nevoie de spațiu în care să te exprimi. Deci asta e un alt ingredient foarte important. Apoi, ce am mai remarcat că e important este cum stimulezi curajul. Cum stimulezi oamenii să... Este interesant. Da, este despre curaj. Adică dacă vrei curaj și vulnerabilitate puse împreună. Creativitatea, gândirea laterală, ideea de a pune ceva nou, ce nu a mai fost, de a face ceva diferit de ceea ce se întâmplă în momentul respectiv, înseamnă să ai curaj, să te exprimi diferit,
să ai curaj să fii diferit de ceilalți și să te exprimi, să te arăți ceva din tine, adică vulnerabilitate. Și modul în care creezi un spațiu de exprimare a acestei vulnerabilități e foarte important cu nivelul de creativitate pe care, sau e foarte corelat cu nivelul de creativitate pe care le ai și de gândire laterală. Și cumva asta duce mai departe într-o toleranță la greșeală, pe care iarăși cumva, dacă o ai, dacă oamenii simt că își pot exprima ideile, chiar dacă nu vor reuși cu toate ideile noi pe care le au, știu că dacă vor reuși cu o mare parte dintre ele, este bine. Și e important să nu le creezi frica de a eșua. Frica de a eșua este number one killer al creativității. Adică e ceea ce distruge creativitatea. În momentul în care ți-e teamă să te mai exprimi pentru că s-ar putea să o dai în bară, este ceea ce ne face să nu mai explorăm, să nu mai fim diferiți. Dacă ai vorbit de greșeli. Da. Și trebuie să te întreb lucrul ăsta. Presupun că într-o industrie în care încercați atât de multe lucruri și aici vorbesc de zona asta de advertising, de comunicare, marketing, ai vreo greșeală favorită din toate pe care le-ai făcut? E vreuna care te-a învățat ceva? Cea mai des întâlnită greșeală în zona și de marketing și de comunicare este să crezi că știi tu mai bine ce vor oamenii. Și să nu-i asculti. Una a ta. Uite, încerc să mă gândesc. Care ți-e dragă pentru că a fost cumva momentul de aha? Cred că am foarte mult în zona de echipe, dacă vrei. Modul în care am lucrat cu oameni sau le-am dat spațiu sau contextul sau toate celelalte lucruri. În zona de comunicare, greșelile de genul ăsta se manifestă în lipsa unui rezultat. Nu prea greșești în sensul în care, ok, să faci rău unui brand, sigur, trebuie să greșești foarte rău, adică să nu ai niciun fel de experiență. Însă ce înseamnă greșeală? Înseamnă că nu ai reușit să pui o valoare peste, adică nu ai reușit să produci o percepție în mintea oamenilor. Și cred că și eu am avut multe situații în care campaniile pe care le-am făcut nu au avut un rezultat extraordinar de mare, pentru că nu au găsit acel insight, acea idee unică. Acum mi-e greu să-ți dau un exemplu concret când încercam. Poate să fie din orice zonă, nu trebuie să fie din partea de creație, din, da, din ceva care pentru tine a fost într-adevăr din partea deschizător de ochi. Din partea mea deschizător de ochi a fost să cred că știu mai bine pentru oamenii de lângă mine și să iau alegeri în locul lor, să fac alegeri în locul lor. Și alegeri care în general țineau de modul în care credeam că îi protejez, că le fac un bine. Deci să încerci să fii părinte pentru oamenii de lângă tine nu este deloc o alegere bună. Și am învățat asta the hard way. Cred că deși vrei foarte mult să faci bine, sfârșești nefăcând bine pentru că încerci să-l salvezi pe om de niște experiențe. Și oamenii au nevoie să își facă alegerile lor, să le dai spațiu în care să-și facă alegerile. Și asta, dacă vrei, are legătură și cu modul, da, se poate translata și în comunicare. Dacă le dai oamenilor mură în gură un mesaj și le spui cumpără asta, fă asta, nu vor participa, nu vor răspunde. Sau dacă iei decizia în locul lor, dacă le lași un spațiu în care să termine povestea, în care să-și exprime punctul de vedere și să-și facă alegerile proprii, vei câștiga mai mult. Chiar dacă înseamnă, în esență, și că poți să aleagă diferit decât ceea ce credeai. Ceea ce înseamnă că e bine sau rău, decât din perspectiva ta. Da, și atunci cumva, dacă vrei, lecțiile mele au fost, sau greșelile pe care le-am făcut, au fost momentele în care am ales să fac un lucru care credeam eu că este mai bine pentru omul respectiv. Să iei decizii în locul lui. Iau decizia în locul lui sau să nu forțez decizia, în ce sens? În sensul în care să accept o lipsă a unei decizii din partea lui, deși era clar că e mai bine să se întâmple acea decizie. Adică să zic, ok, nu e o problemă, mergem mai departe dacă nu... Chiar dacă era evident pentru mine că decizia e luată subconștient de către om, dar nu am forțat cumva sau nu am împins sau nu am stimulat... Să expliciteze, să aleagă. Să aleagă, să conștientizeze alegerea pe care o face. Și de-a lungul timpului am învățat să pun întrebările corecte, astfel încât să-i ajut pe oameni să conștientizeze ceea ce își dorești, să simtă că este un spațiu și o interacțiune deschisă în care pot exprima această alegere. Vreau să te mai întreb un lucru și apoi să te rog să vorbești de două cărți care sunt pentru tine importante sau care sunt relevante pentru ce am vorbit noi.
Dar ăsta e un punct la care țin foarte tare. Vorbește-mi despre ideea asta de extreme ownership, de ideea de responsabilitate. Ce înseamnă ea pentru tine și de ce e importantă pentru tine? Extreme ownership, dacă vrei, sau responsabilitate, înseamnă să te cunoști, să te asumi așa cum ești, cu ceea ce e important pentru tine. Să nu te aștepți ca alții să-ți poarte luptele și să-ți porți singur luptele importante pentru tine. Înseamnă să-ți scrii propria agenda, adică să nu fii o victimă, pe scurt. Să nu fii persoana care este forțată să accepte sau să-și poarte viața sau deciziile după deciziile altora. Cred în autonomie și în asumarea deciziei proprii, adică, nu știu, de exemplu, modul în care lucrez, încerc să mă aliniez împreună cu oamenii cu care lucrez vis-a-vis de obiectivele pe care le avem, apoi să ne setăm un mod de lucru propriu care să ne ducă acolo și să ne permitem să nu ne blocăm unii pe ceilalți, adică să nu mă duc acasă și să spun la sfârșitul zilei, uite ce am pățit pentru că aia mi s-a întâmplat, așa mi s-a întâmplat, așa mi s-a întâmplat, ci uite ce am reușit să fac. Și uite ce aș vrea să fac mâine. Astăzi am reușit să fac asta și nu am reușit să fac asta versus asta mi s-a întâmplat și asta... Da, ți se întâmplă totuși și ție lucruri. Sigur că modul prin care treci prin asta este printr-o frustrare. De multe ori ești frustrat că uite, aia nu mi s-a întâmplat. Și după ce te frustrești și te gândești, nu mi s-a întâmplat nimic. Și eu ce întrebare îmi pun, ce aș putea eu să fac diferit? Sau ce aș putea să fac diferit acum că mi s-a întâmplat asta? Spre diferență de a mă gândi ce aș putea să facă celălalt diferit sau altcineva diferit sau contextul să fie diferit. Și atunci... Și dacă nu poți să faci nimic diferit, că totuși nu poți să te asumi. Nu poți să te asumi responsabilitatea lumii, însă poți să te asumi modul în care tu te raportezi la ceea ce se întâmplă. Adică ceea ce se întâmplă, poți să alegi să te supere sau să alegi să înveți ceva din asta, poți să alegi să schimbi sau să nu schimbi ceva. Poți să zici, uite, nu schimb asta, accept că asta este realitatea și în concluzie mă focusez pe altceva, ceea ce înseamnă adaptabilitate și e foarte importantă și în business și în viața personală. Deci să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu trebuie să rămânem blocați în ceva care nu ne ajută, nu ne face bine, nu ne încarcă, nu ne simțim ok. Pe de altă parte, poți să decizi să te lupți cu ceva, adică să vrei să schimbi acel lucru, dar trebuie să schimbi modul în care îl abordezi. Adică ai încercat într-un fel, n-ai reușit, tot încerci încă o dată, dacă dai cu capul de foarte multe ori în același loc, probabil că n-are sens să continui tot acolo și trebuie să cauți o perspectivă diferită. Deci, pentru mine, extreme ownership înseamnă să înțelegi că rolul tău sau responsabilitatea ta este pentru tine și că nu poți da vina pe alții pentru lucrurile care ți se întâmplă ție. Chiar dacă prima reacție este să zicem aia mi s-a întâmplat și eu nu vroiam sau da. E vina mea sau nu eu am făcut ceva aici. Da, da, chiar dacă nu e contribuția ta. Chiar dacă ta nu acolo... este contribuția ta, da, uite, prin tot ce trecem în ultima vreme are foarte mult legătură cu asta. Pandemia nu e vina noastră când s-a întâmplat. Inflația nu e vina noastră când s-a întâmplat. Ni se întâmplă. Războiul, modul în care războiul nu e vina noastră că s-a întâmplat. Este ceva care se întâmplă în jurul nostru și putem să fim victimele acestui lucru sau nu. Sigur, războiul pentru oamenii cărora li se întâmplă este o alegere extrem de... Nu este o alegere și este o situație extrem de dificilă la care, cu care ei sunt confruntați. Dar pentru noi, de exemplu, care nu suntem în acel moment, modul în care ne raportăm la asta este alegerea noastră. Alegerea noastră dacă ne lăsăm compleșiți de asta, dacă găsim o cale de a o vedea diferit și de a căuta o oportunitate în acel context. Două cărți, trei cărți, o carte pe care le-ai recomanda. Apropo de emoții în business, pentru că asta tot ai punctat foarte mult, asta Brené Brown, Dare Vulnerability, care este foarte... Iar e o carte care... Puterea Vulnerabilității. Da, Puterea Vulnerabilității, care este foarte... După părerea mea, reflectă foarte mult credința mea de modul în care pui împreună emoția și rațiunea în business și cum poți să produci valoare prin înțelegerea oamenilor și a modului în care ei funcționează. Și în egală măsură, iarăși ca model de business, o carte care mi-a plăcut foarte mult și cred că am citit-o extrem de rapid, a fost cartea lui Reed Hastings,
nou Rules, care este despre cultura Netflix și care este despre o cultură în care leadership-ul se întâmplă prin context și prin acest freedom and responsibility, dacă știi modelul lor, care vorbește despre spațiul în care te poți exprima personal atâta timp cât îți asumi, iată, apropo de extreme ownership, cât îți asumi rolul pe care l-ai acolo și responsabilitatea pe care o ai. Și sunt două cărți pe care le-am citit iarăși foarte rapid. De curând, tocmai am citit-o de la Brené Brown, Atlasul Inimii sau Atlas of the Heart. Nu știu cum a fost tradus în română, efectiv. Dar care iarăși mi se pare extrem de important în a te înțelege pe tine însuți. Și apropo de business, de deciziile pe care le iei, de modul în care lucrezi, de oamenii cu care lucrezi, apropo de brand și de a înțelege clienții, să poți să pui, să denumești și să conștientizezi emoțiile și sentimentele este vital și mai ales în jobul de comunicare este foarte important și de marketing. Să poți să pui nume pe ele și să-i ajuți pe oameni să le proceseze este un rol foarte important pe care comunicarea îl are. Mulțumesc foarte mult pentru timp și discuție. Mulțumesc și eu, Andreea. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andreiaroșca.ro o transcriere a conversației, împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. În final, e bine să știți că odată la 2 săptămâni trimit un newsletter cu conținut atent selectat din tot ceea ce citesc și ce aflu despre antreprenoriat, economie, psihologie și mindset. Vă puteți abona tot pe andreiaroșca.ro. Până data viitoare, rămâneți cu bine!